Lupii galbeni au deschis scorul în minutul 40 prin tunisianul Sofian Musa, care a trimis mingea în poartă cu capul din marginea careului de 6 metri al gorjenilor. Oaspeții au obținut egalarea în urma unei lovituri de la 11 metri transformată de Mihai Roman în minutul 59. Chiar dacă echipa s-a obținut un punct la adevăr, tehnicianul celor de la Pandurii s-a declarat nemulțumit. Jocul pe mine, special prima repriză, m-a nemulțumit. Așadar, concluzia mea este că e un rezultat echitabil. În continuare am arătat că avem multe lucruri de pus la punct. Și profit de ocazie, dacă întotdeauna o fac în cadrul închis, de data asta o să fac și public, un mesaj către jucători, înțeleagă că nu este suficient simpla prezență pe teren și în ciuda calității pe care majoritatea o au, dacă nu este dublată de muncă, de combativitate, de determinare, atunci ne va fi foarte greu în viitor și vom prezenta aceleași fluctuații în exprimare și automat și în rezultat. Ploieștenii au acuzat în termen dur arbitrajul brigăzii conduse de Radu Petrescu. Cred că asta e a treia etapă care nu ne lasă să jucăm. Tot timpul contra noastră. Ați văzut și astăzi, nu vorbim de penalte clar la Mus, vorbim și nu știu câte cornere care nu ne-a dat, nu știu câte faulturi care nu ne-a dat. Deci e foarte greu, foarte greu să joci contra 13-14 inși pe teren. Din păcate, ăsta e fotbalul nostru. N-am ce facem. Nu se ia nicio atitudine, nu se ia nimic în contra lor.